Conducerea USR, filiala județeană Hunedoara, solicită fostului viceprimar al municipiului Deva, Gabriel Ilieș, actualmente consilier local în reședința de județ, demisia, pentru că nu ar fi respectat învoiala din interiorul partidului. Șefii de partid spun că au luat act de sesizările adresate de mai mulți membri ai filialei Deva în legătură cu acțiunile contrare valorilor și principiilor USR, precum și intereselor cetățenilor ale consilierului local Gabriel Nelu Ilieș, fost viceprimar USR al municipiului Deva. În repetate rânduri, consilierul local Gabriel Nelu Ilieș s-a poziționat contrar opiniilor discutate în cadrul filialei, a votat împotriva proiectelor sau amendamentelor depuse de celălalt consilier USR Deva sau a votat pentru proiecte în privința cărora se hotărâse vot împotrivă sau abținere, dat fiind că nu reprezentau echitabil interesele comunității. Pentru astfel de manifestări și poziționări contrare echipei USR și deciziilor comune ale acesteia, domnul Gabriel Ilieș a fost în trecut sancționat cu avertisment scris. Decizia s-a bazat pe statutul USR, care prevede de expres, printre alte îndatoriri, ca membrii partidului să nu întreprindă acțiuni în contradicție cu obiectivele politice ale USR și să nu prejudicieze, prin luări de poziție publice, interesele legitime ale USR și ale membrilor săi. În ciuda sancționării cu avertisment scris, domnul Gabriel Ilieș a continuat să manifeste același tip de comportament, nerespectând interesele comunității și aducând prejudicii obiectivelor susținute de USR. Acțiunile sale au fost semnalate de mai mulți membri ai echipei și supuse atenției biroului județean, iar domnului Gabriel Ilieș i-a fost solicitată demisia din funcția de consilier local. În condițiile în care domnul Gabriel Ilieș a refuzat să revină cu un răspuns sau să își prezinte demisia din funcția de consilier local, o poziție obținută pe lista USR la alegerile din toamna anului 2020, biroul județean Hunedoara va discuta și analiza sesizările în prima ședință și va dispune aplicarea sancțiunilor care se impun. Se arată în comunicatul emis de către conducerea USR Hunedoara. Consilierul local spune că a aflat despre această problemă de pe Facebook, acolo unde conducerea USR Hunedoara a postat comunicatul prezentat anterior. Am citit și acolo că nu am respectat interesele cetățenilor în mod repetat. Am dat deja un punct de vedere în care am solicitat colegilor mei să ne spună tuturor care sunt acele interese ale cetățenilor pe care eu le-am prejudiciat, și care sunt valorile, principiile și obiectivele USR care sunt invocate în comunicat, contrare cu acțiunile mele. Da, eu văd acest comunicat ca pe o sentință. Cu toate acestea, fostul viceprimar spune că nu are de gând să demisioneze din Consiliul Local Deva. Nu intenționez să demisionez din Consiliul Local. Acolo m-au trimis cetățenii din Deva. Iar activitatea mea în continuare se va desfășura conform jurământului pe care eu l-am depus la investire, și anume că întotdeauna cu bună credință voi face tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Deva. Întrebat fiind dacă este posibilă o ruptură între el și USR, Gabriel Ilieș a spus că... Eu nu mă simt rupt de USR și USR-ul din perspectiva mea nu înseamnă opinia unui coleg sau altui coleg. USR-ul este un partid național, am colegi în toată țara care țin legătura. Gabriel Ilieș nu se simte cu musca pe căciulă și a mai declarat că orice cetățean are posibilitatea să consulte activitatea pe care acesta a avut-o în Consiliul Local Deva pe site-ul primăriei și mai apoi să tragă singuri concluziile.